niște ani. Dar aș vrea să mulțumesc în mod deosebit șefului inspectoratului pentru această lăudabilă inițiativă. Am regăsit în sală foști colegi cu care am lucrat împreună în perioade dificile. De altfel, existența poliției a fost întotdeauna marcată de perioade dificile și este încă. Pentru mine este, dincolo de sentimentul acesta de... mă încearcă un sentiment de emoție, pentru că vă spuneam în urmă cu 41 de ani că așa în pragul acestei instituții care se cheamă Inspectoratul la vremea respectivă județeană în evidența Ministerului de Interne, ca proaspăt ofițer, absolvent al Școlii Militare de Ofițeri Active a Ministerului de Interne, actualmente Academia de Poliție, sigur, cu emoțiile și temele inerente oricărui început. Iată că au trecut mulți ani de atunci, iar în ceea ce mă privește, vă spuneam că simt o emoție aparte, aflându-mă aici, pentru că aici, în acest inspectorat, în această unitate, eu m-am format profesional. Și am lucrat în această unitate 19 ani neîntreruți. De fapt, au fost 21 întreruți, o perioadă de 2 ani în care am avut onoarea și plăcerea să-l cunosc pe unul dintre foștii șefi de inspectorate care au fost premiați aici, domnul colonel Mihai Florin la acea dată, căruia îi mulțumesc și care a avut o influență semnificativă în formarea mea ca manager, pe prima treaptă de management, care la vremea respectivă era aceea de șef de cercetări penale, acum știu că această formație nu mai există la Poliția Municipiului Alba Iulita. Vă spuneam că am fost foarte bucuros să regăsesc aici colegi și prezența lor aici, ca și a mea, și vreau să vă spun că am venit de la București special pentru acest eveniment, este legată de un sentiment pe care îl împărtășim cu toții, sentimentul de apartenență la o casă, la o profesie, la această profesie de polițist. Colegul nostru, Mitică Tudor, a scris cartea asta tot din acest sentiment de apartenență la această casă a polițiștilor. Și el a vrut să-și prezinte experiența lui. Noi am avut ocazia să lucrăm împreună în perioada respectivă, știm ce probleme erau și cu câte probleme ne-am confruntat cu toții. Am în fața mea șef de diverse, pe diverse trepte ai inspectoratului, diverse poziții în cadrul inspectoratului de poliție în Hedinț, cu care am lucrat împreună. Pentru toți am un sentiment de respect, pentru că cu toții ne-am poate că e prea mult zis sacrificat o parte din viață. Am acordat, am alocat acestei profesii o mare parte din viața noastră. În cazul meu, 35 de ani de muncă neîntreruptă în Ministerul de Interne, dar sunt și alți colegi ai mei care au avut aceeași longevitate profesională și care, iată, rămân dedicați acestei profesii și participă cu plăcere la evenimentele care implică